Ciobanii au zărit trupul femeii pe nisip în albia râului Argeș. Imediat au sunat la 112. Eram cu animalele pe aici și așa? Am dat vacile și l-am văzut pe, încins pe bucă. Acolo în râu? Da. Și am anunțat patronul și... V-ați speriat? E, cum să nu? Am văzut-o că era cu fața în jos. Uh-huh. Bine, noi am zis că e bărbat, nu că e femeie. După aia m-a sunat băiatul ăsta, colegul ăsta. Mi-a zis, bă, vină, că e un mort aici în gârlă. Pentru a scoate trupul femeii din albia râului s-a cerut sprijinul ISU. Medicii chemați la fața locului doar au constatat decesul, dar au chemat și criminaliștii, întrucât femeia avea o rană profundă la cap. Am găsit o plagă în regiunea occipitală care sângerează foarte abundent și de aceea am considerat că este un caz medico-legal. Polițiștii au izolat locul și au început o anchetă, întrucât nu exclud nici varianta unei crime.